Seniați mulțumesc mult. Urmărim ceea ce se va întâmpla. Sună alarmele de raid aerian în toată Ucraina la mai puțin de 24 de ore până când se împlinește un an de la războiul cu Rusia. Bombardamentele în partea de est a țării continuă de asemenea fără încetare, iar rușii forțează intrarea în orașul Bahmut. Colegul meu Cristi Popoviș, trimis special Antena 3 CNN în Ucraina, vine cu ultimele informații de acolo, de pe front. Ne spune care este situația în teren. Cristi, te ascultăm. M-am găsit în timp ce toată lumea vorbește de ofensiva rușilor, care ar putea începe puternic în perioada următoare pe toată zona de est a Ucrainei, asta însemnând Harkov, Donetsk, chiar și în partea de sud spre Herson. Ucrainienii care au pierdut totul încearcă să meargă mai departe, încearcă să-și reconstruiască blocurile. Suntem în Harkov, da? oraș... Aflat la 30 de km de portare de granița cu Rusia, 30 de km de portare de linia frontului, suntem pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje, am urcat aici alături de mai mulți muncitori și sunt muncitori peste tot în tot acest cartier, distrus, distrus de bombardamentele rușilor în ultimul an. Însă, firmele de construcție au primit bani de la stat bani care vin din Europa, din Statele Unite, sunt banii pentru reconstrucția Ucrainei și se vede ce se face cu acești bani. Momentan se încearcă repararea acestor blocuri, reconstrucția acestor blocuri, după ce au fost evaluate de experți și s-a ajuns la concluzia că nu au fost afectate structurile de rezistență, se încearcă peticirea lor, practic. Vedeți în zona aceea, unde au fost geamurile distruse, au fost puse placaje, și unde sunt muncitorii, aceia vedeți și dumneavoastră la etajul 6-7, a fost degajată zona de resturi, de moloz, a fost curățat totul și se reconstruiesc etajele. Cam așa este în toată zona aceasta, în cartierul acesta din Harcov, la marginea Harcovului. Oraș bombardat, oraș cucerit cam jumătate de ruși la, jumăt la începutul războiului. Însă, în toamnă, din septembrie-octombrie, ucrainienii au avansat puternic și i-au împins pe ruși. Încolo este linia frontului, 20 de kilometri. 25 de km depărtare de noi, noaptea se aud bubuituri dinspre zonele acelea, se aud și alertele aeriene aici în Harkov, însă bătălia cea mare acolo se duce la 25 de km depărtare de noi. În tot acest timp, în partea de sud, spuneam la Herson, ieri au fost bombardamente, au fost civili uciși, iar aici la Harkov, în urmă cu două zile, au fost lovite elemente de infrastructură, o uzină a fost țintită de ruși, pentru că scopul rușilor în acest moment este să creeze suferință în rândul civililor, să-i lase fără căldură, să-i lase fără apă, da, fără utilități, cumva să, să se chinuie. Afară este extrem de frig, sunt minus 10 grade Celsius, noaptea temperaturile coboară și mai mult spre minus 15 grade Celsius și fără surse de căldură, oamenii efectiv nu au ce face, mor de frig în case. Însă sunt corturi în cartiere, am fost și am filmat, sunt corturi puse la dispoziție de autorități cu sobe, acolo unde civilii care nu au vrut să plece pentru că sunt foarte mulți, exact în blocurile acestea, pe care le vedem în față, acestea distruse sunt civili care locuiesc în ele. Au generatoare cu care pot alimenta o sursă de lumină, au sobe în apartamente pentru a se încălzi. În special, sunt oameni de vârsta a treia care nu mai au putere să o ia de la zero, să plece poate într-un alt oraș, spre capitală, spre Kiev sau în țările care primesc refugiați spre Polonia, Republica Moldova, România. Știm foarte bine că sunt foarte mulți ucrainieni și în România, dar cei mai mulți tineri care au puterea să o ia de la zero. Însă cei în vârstă rămân în aceste blocuri, în aceste cartiere și pentru ei statul ucrainian, cu ajutorul banilor care vin de la comunitatea internațională, încearcă să le reconstruiască locuințele.